Și în primul rând, muzica. Dacă toți acești părinți, toți acești bunici, toți oamenii implicați în industria muzicală locală, cât o fie ea de puternică sau nu, n-ar face eforturi zi de zi, noi n-am avea ce să cântăm la radio peste câțiva ani. E logic, nu? Probabil o parte din cei care vor evolua astăzi pe scenă și care vor câștiga trofeele, sunt și eu curios, vor ajunge în câțiva ani cât de sus se poate. Și atunci vor fi niște vedete și atunci probabil își vor aminti că au debutat într-un fel sau altul aici la Radio Cluj. Și pentru noi acest lucru va însemna foarte mult. Va însemna foarte mult pentru că atunci când vorbim de cultură, de artă, indiferent de forma ei de manifestare și muzica, chiar dacă e rock, e într-adevăr cultură, Radio România și Radio Cluj își fac din asta o datorie de onoare. Eu vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți prezenți aici, pentru faptul că ați dat un plus de valoare acestei a cincea ediții. Mai am de mulțumit, dar întâi aș vrea să-i vedeți pe copiii ăștia mici de la Rock Academy. Hai sus! Hai, voi ăștia de aici! Despre voi e vorba! Hai! Îi vedeți că sunt de drăguți și de pasionat. O să-i puteți asculta și pe scenă, o să înțeleg.